festival, Spider-Man a dansat salsa cu Tweety, Pantera Roz cu masca, iar Papei Marinarul n-a scăpat-o nicio clipă din priviri pe Catwoman. Salsa atuns se numește, salsa din desene animate, este salsa combinată cu desene animate, pentru că toată lumea când a fost mic s-a uitat la desene și acum prin acest spectacol vrem să aducem un pic din copilăria fiecăruia înapoi în sufletul lor. Dansatorii au pregătit pentru festival coreografii spectaculoase inspirate din cărți, desene animate sau filme. Noi suntem axați foarte mult pe interpretatul muzicii, foarte, foarte mult. Adică nu dansăm și atât. Pur și simplu vrem să transmitem ceva prin ceea ce facem acolo. Adică vrem să spunem povestea melodiei, nu doar dansăm și lumea nu înțelege nimic. Ne-am hotărât să ne adunăm o dată pe an la Brașov, să dansăm împreună, să ne cunoaștem mai bine, să facem ca fenomenul salsa să crească în România. La finalul serii, toți participanții la festival au intrat în ring cu partenerii lor și și-au încercat talentul.